Uite, vă pot face o socoteală. Hai, fă-ne. Ca să puteți să găsiți răspuns. Zi pe gură, că scrii mic și nu vedem. Las că vă citesc eu, că la distanță văd eu, la apropiere nu văd. 9 de multe ori. 9 plus 9 plus 9. E 9 la puterea 9. Imediat. 2, 3, da, 4, nu, că 5, e cu plus, 6, pardon. 6. Deci văd și eu de rup. Plus. 81 până acum. Să vă dea 9. 9 de 9 și să vă dea 9. E prea simplu. Hai mai aici, matematician. Păi tocmai am făcut, am 9 ori 9, 81, 1 plus 1, 9. Nu, doar adunate, doar 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 și să vă cadă 9. Doar adunate, nu înmulțite, nici scăzute, nimic. Doar adunate. Păi tocmai am zis. Numai că n-am zis 9 plus 9 de 9 ori. Am făcut și eu 9 ori 9, că mi-am permis luxul. Nu, cu 9 ori 9, nu, doar adunate. Bine dat. Uite, 9, 18, 27, 36... Dar e 81 la final. Așa, și 8 plus 1 egal 9. Nu, e a doua ecuație. Să scadă 9. 9 direct, nu de-astea numerologice. Păi le pun așa, le hai, pun, le așez grafică sub formă de desen și mă uit de deasupra. Și pun 9 peste 9 peste 9 peste 9. Nu mă, să stea de... direct 9, nu înțelegi. Nu, înțeles. Dar lasă că, uite, ne arată el. Ia să vedem cum. Că noi nu știm. Poate să dea și vouă dacă vrei, nu numai 9. Moisescule, ai făcut de mult matematică. Da, așa, să vedem ce vrea acolo. 9 plus 9 cade 18. 1 plus 8 cade 9. Hai mă, păi nu fi pe alea mea ce vorbește aici. Hai mă, să vedem. Atunci, și la fel. Ca să nu mai fac tot 18, 18, pun 9 la fiecare. Și 9 de aici cade jos. Așa. Atunci iară fac. Păi, dar eu am rezolvat-o mai repede, într-un rând. Tu lucrezi și noaptea singur prin școală, cred. Iară 9. Ia, bun, până aici ai un 9. Să vedem mai departe ce ai pregătit. Fii atent că la 10 e periculos, că 10 e ăsta. Ce ai mai pregătit? Ce am mai pregătit? Ia, să vedem. Desenați un om, stai pe loc. Sau un far... un om... Sau un faraon. Păi vezi că n-ai pus pe clipboardul ăla. După sa. Sau un faraon și împărțiți... Segment. Și împărțiți pe segment. Tu pe cine ai rugat să scrie? Bun, eu am scris-o. Cum îl desenăm? Împărțiți. E cap 1, piept 2, brâu 3, picioare 4... Scrie, da. Parcă ești un criminal, în serie, știi? L-ai ciopârțit. Da. Nu știm niciunul. Luminează-ne. Acum puneți culcat și imaginați-vă ce ar fi de fapt un om culcat sau altceva. Ce poate să iasă dintr-un om culcat? Ce poate să iasă dintr-un om culcat? Da. Nu mă provoca acum că pot să spun. Aici a ieșit o cratimă, o literă. Asta au ieșit clar din start. Deci, cum? Ce poate să iasă dintr-un om? Nu știu, zi-ne tu. O să vedeți acum, fiți atenți logica imediat. Am băgat 3 segmenți în mijloc. Deci brațele, trunchiul și până picioarele până la tălpi. Da. Da. Nu ne dăm seama, întoarce-l cumva cu capul în jos, cu capul în sus. Auzi, dar tu ai mai arătat vreodată dosarul ăsta cuiva sau suntem primii care vedem minunile? Sunteți primii aici. Primii. Deci, psihologia strategică din imaginație și împărțită pe segmenții unui stadion, deci dacă nu te iau ăștia de la SRI și de la SIE noaptea asta, care rezultă unei strategii de război de la un cap de la celălalt, cum ar fi la o echipă de fotbal, dar ăla care ți-a tipărit chestia asta n-a văzut limba română, bine? Eu am făcut-o toată, am lucrat-o eu în Photoshop. Tu ai tipărit-o? Da, eu am făcut-o în Photoshop. Și tu ai pus-o în folie, în țiplă tot? Eu m-am cigătit să bine, să vină, bă, și-o scris în arădănește, să vină să bage gol. Tare de tot. Arată-ne răspunsul că nu, gata, n-ai făcut. La buzunare pe toți, ia. Mamă, unde ajunge? Monumentul Eroilor Patriei în 19.982, în anul 19.000? Da, dacă căutați pe internet, bă, îl găsiți. Eu nu mai am timp până atunci, deci să vedem. Noi, de fapt, în ce an suntem acum? În anul 2020 și până în anul, deci care este real? 6-6, ăsta e al diavolului, ori 3-3-3, este 0, nu știu ce. Dacă le separăm când an de războaie, deci 1908 Kosovo, 92 România. Mă, Moisescu, să eu dai lui Nicușor Dan, că el o să fie primar până în 19.982.
Dani, da. Rămâne să ne punem noi la punct, pentru că eu cred că ești mult înaintea timpului nostru, sincer. Păi aia e. Oricum, Dani, dă înainte, că nu se știe ce mai descoperi. Bine, mulțumesc, la revedere. Toate bune, Dani, numai bine, sănătate maximă. La revedere. Toate bune. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.